își face loc. În viețile noastre. Rusul moralist este o experiență jurnalistică, ca și cealaltă carte. Cum se cheamă? Ștrumpii Kremlinului. Așa. Este jupănească totală. Deci coperta este aparține, pot să spun, maestrului Ovidiu Borteboa, pe care o salut și mulțumesc pentru că el mi-a spus și cealaltă copertă. Poza de aici, Victor Rusu, de la jupânul și el, ca și Ovidiu. Prefața este făcută de Sorin Avram, care, din păcate, n-a putut să rămână pe dragul tunziar. Cartea e editată de Ion Drăgușan, tot de la jupănul, și eu am venit cu textul. Deci, o carte total jupânească. Ce vreau să vă spun? Mi-aduc aminte că undeva în Germania, lângă un aeroport, era un panou mare aparținând postului de televiziune Rusia Today, Russian Today, pe care scria: ați pierdut avionul, ați pierdut alegerile, dați vina pe noi. Este la prima impresie, ai senzația că, uite, domnule, ce umor au rușii. De fapt, nu. Nu este niciun umor. Rușii sunt vinovați pentru multele rele care se întâmplă în momentul de față lor și care s-au întâmplat de-a lungul veacurilor. Ia imaginați-vă o țară, o planetă fără Rusia. Să vedeți. Mai discutăm atunci de războaie, discutăm despre pace. Și nu numai Rusia, mai sunt vreo două. Unile chiar vecini cu noi. Unile chiar care au vrut să ocupe spațiul nostru și să se transforme România în alt stat. Probabil vă nu există, la cine mă refer. Așadar, despre asta vorbesc. Pentru că dacă ne-am instalat scutul antirachetă, nu trebuie să cerem voie Kremlinului. Și dacă am spus că e împotriva Iranului sau... Da, e împotriva Iranului. Chiar dacă nu Iranul mi-a luat Basarabia și Covina și nu la Teheran stă tezaurul României. Da, trebuia să-i interzică din secunda aia să mai calce pe teritoriul României în momentul în care a spus că viitorul nostru este în limba maghiară și că Dumnezeu vorbește maghiară. Poate vorbește la ea la casă maghiară, Dumnezeu. Dar la Cluj nu. Este o carte nu născută din ură, ci născută dintr-o suferință, dintr-o durere continuă. Pentru că sunt bucovinean și mă doare că țara mea nu-i întreagă. E pamflet, e lejer de citit. O să și zâmbiți din când în când. Vă doresc lectură plăcută și mulțumesc, în primul rând, că ați venit în număr atât de mare. Și mulțumesc lui Ion că a lipit această lansare de carte sărbătorii adevărate, care este aniversarea zilei lui Ciprian Bărumbescu. Ce să spun? Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, doamna Angela, mulțumesc, Namana, mulțumesc colegilor mei de la liceu, de la Colegiul Tehnic Petru Mușat, colegilor de la Colegiul, da, domn director, Arganiciuc, de la Alexandru Iancuza și celor colegilor din presă, salutări oncologice, dacă e cum somn. Și în ultimul rând, Ilie, mulțumesc că ai venit, Marcel, postelele, mulțumesc că ai venit, Sandu, mulțumesc că ai venit. Doamne ajută și distracție plăcută.